Deși am depășit cele mai negre așteptări privind consolidarea blocurilor cu risc seismic ridicat în 2016, nefiind finalizată nicio astfel de lucrare, cu toate că banii au fost de 5 ori mai mulți, autoritățile noastre vor să ia acum lecții de la japonezi. La București a fost organizată astăzi conferința România-Japonia despre managementul dezastrelor. Scopul? Schimbul de experiență cu țara, în care doar anul trecut au fost 600 de cutremure care au ajuns la 7 pe Richter, dar unde clădirile au rămas în picioare. Sunt scene surprinse la un seism de 9 grade pe scara Richter, în Japonia, țara unde există viață trăită normal chiar și după un cutremur mare. Asta pentru că, învățând din trecut, națiunea nipona a dezvoltat un sistem în cazul unui astfel de dezastru. Trebuie să înveți să înfrunți cu tremurul, dar mai ales să te pregătești rapid și să fii organizat. Asta susține Tsutseko Saya, membra a guvernului nipon, prezentă zilele acestea la București alături de colegi experți în managementul dezastrelor pentru un schimb de experiență cu autoritățile noastre. Alături de ea am mers în centrul vechi al Bucureștiului, locul unde zeci de clădiri stau să se prăbușească. I'm not so sure if the structure itself might not be so safe. Este reacția femeii la vederea acestei clădiri aflate la un pas să cadă, dar pe care proprietarii au sprijinit-o cu o schelă mare de metal. Sure, the support the wall might be also in a danger. Quick security must be also kept during the process of the construction, and then that might not be so strongly protected just looking from the outside. Membra guvernului japonez susține că la ei astfel de clădiri poți găsi doar în zonele rurale. And try to convince the owner to remodel it. But of course, it takes a lot of process to persuade the owner to build it in a more beautiful way or more in a useful way. But I think you should try. Dar autoritățile din țara noastră, cel puțin cele locale, par să găsească greu soluțiile. Câte clădiri sunt în prezent în pericol? Sunt cu bulină roșie și... Vreo 180. Câți oameni locuiesc în acest moment acolo? Ei, nu știu să vă spun. Nu știu cifrele. Viceprimarul Capitalei susține că în caz de dezastru există câte 2 școli în fiecare sector unde oamenii se pot adăposti. În același timp, sigur, pentru cele cu bulină trebuie neapărat relocați. Există, să zic, se întâmplă dezastru, Doamne ajută să vină cât mai târziu, Doamne ajută să vină cât mai târziu, dar există 12 școli, 2 școli în fiecare sector. Potrivit unui proiect pregătit la guvern, pe viitor, cine nu deschide ușa primăriei pentru consolidare va fi forțat să-și părăsească locuința. Potrivit actului, primarii vor avea dreptul să semneze decizia de evacuare temporară a unui locatar dintr-un bloc încadrat la clasa 1 de risc seismic. Din programul care a fost stabilit pe anul 2016 pentru consolidare, nu a fost finalizată nicio lucrare, deși bugetul a fost de 5 ori mai mare decât în 2015.